Ne aflăm în curtea primului punct gastronomic local de la Moigrad Porolisum, un spațiu care se va inaugura vineri, 22 martie, în prezența celor care au fost invitați și în prezența autorităților. Este un loc pe care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei l-a sprijinit încă de la formare. Pentru că ne-am dorit să venim în sprijinul acestui proiect prin faptul că este foarte mare nevoie de astfel de uh, acțiuni de promovare. Este o acțiune de promovare a gastronomiei locale, a bucătăriei tradiționale. Și de ce nu aici la Porolisum, un loc încărcat de istorie și de acele rețete tradițional romane sau dacice pe care colega noastră Ana la punctul gastronomic local de Cumana le va servi în viitor. Bineînțeles, am ales și un nume deosebit pentru acest prim punct gastronomic local de Cumana care vine de la poarta secundară a castrului roman de la Porolisum și avem speranța și încrederea că tot acest demers pe care l-a sprijinit țara Silvaniei va fi unul de succes. Noi dorim mult succes Anei și la cât mai mulți vizitatori la Porolisum și la punctul gastronomic local de Cumana.